Mâine vor avea loc primele meciuri din cadrul fazei 1 a play-off-ului la volei masculin, 4 echipe din Transilvania fiind angrenate în această competiție. Primul tur al play-off-ului la volei masculin se va disputa după criteriul cel mai bun din 3 jocuri, clasamentul de la finalul sezonului regulat oferind și echipele care se vor întâlni față în față pentru a se stabili formațiile calificate în faza a doua a play-off-ului. Astfel, locul 1, Tomis Constanța, va juca împotriva Universității Cluj, locul 8 în clasament. Echipa clasată pe locul 2, Dinamo București, va întâlni echipa de pe locul 7, VCML PSP Piatra Neamț, iar Mazda Lău de pe locul 3 va juca cu locul 6, adică Steaua București. Bătălia între locul 4 și locul 5 de la finalul sezonului regulat se va da între Știința Explorări Baia Mare și Unirea Dej. Echipele clasate pe primele 4 locuri ale clasamentului la finalul sezonului regulat vor juca un meci în plus pe teren propriu. Mâine de la ora 17 se vor întâlni la Constanța, Tomis și Ucluj și la București, Dinamo și Piatra Neamț, pentru ca de la ora 18 la Baia Mare să înceapă meciul dintre Știința Explorări și Unirea Dej, iar la Zalău disputa rematului cu Steaua. Al doilea meci al acestei faze a play-off-ului se va juca miercuri, pentru ca ultimul meci să se joace sâmbătă viitoare, asta în cazul în care în primele 2 întâlniri nu a câștigat aceeași echipă. Faza a doua a play-off-ului se va desfășura între 1 și 10 aprilie, iar faza a treia între 16 aprilie și 3 mai.